kraju să se mai simtă planul 2 unde n-am reușit să apare de fizionare. Filmul relatează povestea unui grup de muncitori care lucrează într-o fabrică aflată în faliment în România de la începutul anilor 90. Totul se schimbă când unul dintre băieți găsește o soluție menită să-i salveze pe colegii săi de la șomaj și să scoată uzina din faliment. Andy Vasluianu este liderul de sindicat care va găsi soluția salvatoare. George, așa-l cheamă personajul meu, e șeful de sindicat de la uzină, de la uzinele Aro. E, oricum e o invenție filmul, nu este pleacă de la un caz real, dar mai mult e inventat, nu e legat clar de o poveste reală. Și cum sindicatul încearcă să nu-i lase pe ăștia să vândă uzina și încearcă să găsească o soluție. Una dintre scenele jucate în Parcul Mitropoliei din Târgoviște au un prim plan o nuntă. Ginerele este interpretat de directorul artistic al Festivalului de Film Transilvania Fest, Mihai Kirilov, aflat la debutul său cinematografic. Dar e prima mea experiență și a fost foarte drăguț să l-am așa pe Vișan deoparte, pe Dorel Vișan și pe Valiseciu Nașă în film. Deci în afară de Dorel Vișan, Valeria Seciu, Andy Vasluianu, Monica Bârlădeanu, Andreea Bibiriei, avem un nume foarte, foarte mare din industria de film, dar avem și doi actori francezi, pentru că filmul este o coproducție România-Franța și avem pe Jean-François Stevenin și Robinson Stevenin, care au venit special pentru aceste filmări. Au fost cu noi și la București, și la Amara, și la Călăraș, și acum sunt cu noi și la Târgoviște. Cât despre întâlnirea cu cetatea de scaun a țării românești? Am fost aici, am fost făcută pionieră, sincer. Deci în turnul Chindiei am fost făcută pionieră în Târgoviște. Mi se pare un oraș foarte drăguț, așa, mi-aduce aminte, și eu sunt din provincie, eu sunt din Tulcea, e un oraș foarte tihnit. E foarte frumos, e foarte frumos aici. Chiar cred că trebuia să facem aici. E foarte potrivit pentru ce avem nevoie.